Cuvine-se cu adevărat să te fericiți pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și dumneavoastră, și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, Cel ce ne miluiește și ne hrănește din darurile sale cele bogate, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Am încheiat cu această binecuvântare care se dă la masă de obicei, după ce se stă la masă, pentru că cu adevărat prânzul a fost foarte bogat, cina foarte bogată și cu toții ne-am săturat, ne-am umplut inimile de bucurie. Mulțumesc doamnei profesoare care a avut stoicismul, răbdarea și rezistența necesare pentru a duce la capăt această festivitate maraton. Și răbdării dumneavoastră și dragostei dumneavoastră, plecăciune și binecuvântare.